Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost la știu mai devreme. Eu nu prea folosesc curieri și nu prea plătesc. Eu sunt ce și cumpără. Dar când iei tu curierul, așa. Nu e de la mâncare, cum faci? Mâncare, da, chiar așa. Foarte rar. Foarte rar ce? Foarte rar comand mâncare prin curier. Mă scuzați, în fiecare săptămână ești cel puțin afară. De 2-3 ori. Numai că sunt foarte supărat acum, dar asta este un alt episod din Teleenciclopedia, vă povestesc supărarea mea cu curier. Ești supărat de 2 săptămâni, pentru că până acum ne spuneai cum... N-ai primit mari... Băi, panglicarule, n-ai primit... Am vrut să-mi fac limuzină! Limuzină și tratament special la nu știu cârciumă, că erai client fidel și ai comandat asta anul trecut. Acum și cum plăteai? M-am ok, și anul trecut cum plăteai? Chest sau cu card? Nu cred că plăteai. Serios, tu cu card. Serios, îți arăt aplicația. Extraordinar. Da. Doar ciubucul dau cash, că nu mai dau. Înainte dădeam și ciubucul până aplicație și îmi luau ciubucul și marteau, veneau comandare ce veneau târziu. Și atunci nu mai dau în avans ciubucul, dau cash, am 5 leuți preparați. Aha. Uite, la tine dacă vine, tu n-ai. Ai 5 lei? Am ai special. 5 lei la tine? La mine? Am special, am schimbat... Am mars-o pe o doamnă la piață. Am 400 de lei hârtii de 5. Nu, am mars-o pe o doamnă la... Strângi. Am cumpărat roșii, cartofiuri și alte chestii și i-am dat 100 de lei și i-am cerut să-mi dea rest. S-a uitat urât la mine, mi-a dat rest, n-a avut încotro, calculase în special. De la 65 de lei a trebuit să-mi dea niște hârtii de 10 și de 5. Deci am înțeles. Un pic. Nu, trebuie să ai. N-ai cum. Eu am cash mereu la mine pentru că eu trăiesc lângă obor. Așa. Ce vrei să fac în obor fără? De la obor fără cash nu ești om. De la piață nu ai, la aviație aici, unde e mai de bogați. Așa. Există domni și doamne vânzători care au POS. Am auzit ceva care exista și în obor, eu n-am văzut. Dar nici nu te-a interesat, cred. Ba nu, dar ei vedează. E doar un zvon. Unde da. Ei vedea, mă întreb? Ci că mai vezi și tu un om că plătește cu cardul, ai vedea. N-are cum, că POS-ul stă sub salată, sub alea acolo. Și oricum cred că s-ar face o oarecare rumoare în piață când ar scoate primul POS. Dar treabă, mă, sunt curios. Ar fi un mama, aș face un reportaj la obor cu tine, încercând să plătești cu cardul. În primul rând, că nu te-ar recunoaște oamenii. Așa. Zice, ce-i cu tine, ești bolnăvior, luculeț? Ce se întâmplă? Păi asta este treaba, știi? Adică să te pun într-o situație. Și doi, să vedem cum greșești pinul la domnul. Adică, da. Păi, nu mai că îl punem într-o situație nasoală. Mai țineți minte în Seinfeld cu supa, cu nazistul? Da. Erau reguli? Da. La fel și cu Luca. Nu-i mai dă nimeni ceapă. No mici for you. No mici for you, da. Cum ar veni. Nu mai intri în piață. Da. Altfel, dacă chiar nu plătești la... Nu cumperi de la curier, nu plătești cash? Cum plătești tu la curier? Când cumperi ceva online, mă, băiatule... Plătesc cu cardul! Nu cred. Da. Mă bazam pe tine. Deci tu nu mai folosești... Nu, online, duc așa cu card. Nu, și eu sunt încă uimit de oamenii care își fac carduri separate de teamă că dacă fac comenzi online o să le fure unii banii, niște... Te uiți la lăcățel. Dacă, la sus, lăcățel, dacă e treabă importantă... Și pe site-uri de încredere, că nu comanzi acum razna de pe internet. Da. Am cumpărat eu de pe un site chinezesc, dar vă povestesc altă dată. Mi-am luat o țeapă, dar nu m-am văzut. De zine acum. Acum am văzut. Nu, da. Nu, serios. Da? Da. Eu mi-am văzut că nu mai avem. Păi mai avem mai puțin. Da. Deci nu cumpăr de pe site-uri chinezești, astea mi-e frică de ele, nu e... Niciodată. Nu că nu primesc. Cine știe ce primesc? Vorba aia, cumpere șarfă Gucci și primești nu știu ce. Da, blugi invers. Sau ceva de genul ăsta. Și am cumpărat un cablu de date pentru computer. N-am găsit pe ăștia ai noștri faimoși mari, nu știu cum, dar Google mi-a dat un site cu .ro în coadă. De obicei sunt foarte atent. Bă, dar mă gândeam la alte lucruri. Și am văzut prețul, cablu era ce-mi trebuia. Hai, dă-mi, scria livrare mâine. Site-ul românește tot. Livrare mâine. Bine, mă, hai, livrare mâine, că am nevoie. Am dat click, am plătit. Când am plătit, am mai avut așa o mică ezitare. Băi, zic, dar eu nu știu pe ăștia. Hai, mă, ce poate să fie livrare? Măi, e o sârmă, dă-o încolo de treabă. E căutat la registrul comerțului. Băi, nu i-am căutat la registrul comerțului. După ce am poliție. După ce am plătit, mi-a trimis mail de confirmare site-ul, foarte civilizat. Mi-a spus, suntem în engleză de data asta, Yunze, din Shanghai, nu știu unde, Dumnezeului, produsul, comanda a fost recepționată și vă ține la curent. M-au ținut la curent în fiecare zi, îmi dădeau mail să-mi spună pe unde mai este cablul meu. În tranzit, a traversat toată China, a luat-o cu vaporaj, ce frumos. Ce, da. Deci a durat o lună și ceva ca să vină sârma. A ajuns, da. Eu nu l-aș mai vinde niciodată, nu l-aș mai... Nu știu dacă... Nu l-aș folosi. Nu știu dacă funcționează, că m-a zis, deci eu aveam nevoie urgent de un cablu și am zis, era seara, zic, vine mâine, perfect, îmi fac treaba cu el. Nu am mai avut nevoie, că trebuie să mă descurc altfel. Eu cred nu știu dacă funcționează. Ai dat peste un conațional care făcea dropshipping. Băi, cablul are o poveste. Are o poveste. Dar știi că mi s-a mai întâmplat o dată acum câțiva ani. Am cumpărat ceva de genul ăsta, mi-am luat o păcăleală, era un site chinezesc și când a venit obiectul am vrut să returnez. Am zis, ce-i porcăria asta? Și aveau formular de returnare, returnarea era gratuită.
În sensul, pardon, returnarea era ok în sensul că se dau banii înapoi pe produsul respectiv, dacă nu erai mulțumit. În schimb, expedierea te costa de trei ori cât produsul respectiv. Cum a spus George, sunt mulți oameni care și-au făcut acum site-uri de-astea interfață și tu comanzi practic de pe site-uri din China. Da, mă, și nu-ți dai seama. Dar, de fapt, ți se pare că ai comandat din România. Exact, și nu știu cum ar putea. Dar în ordine, primești, adică nu-ți țepe, doar ca durată e țeapă. Problema e durata transportului, știi? Că dacă n-au negociat o durată cât de cât... Au fost nemenici, pentru că scria că livrare mâine. Că dacă spunea, știi, livrare nu știm când, dar durează o lună, cel puțin, atunci evident că nu cumpăram de la ei. Și asta este problema, că nu îți dai seama. Și singurul mod în care poți să fii cât de cât sigur e să cumperi de la site-uri și magazine online care au oarecare reputație, despre care știi... Cât de cât. Se mai întâmplă și acolo. Se întâmplă și acolo, fix același lucru. Da. Am pățit eu, adică am cumpărat, nu mai știu ce, pentru copil ceva, și după vreo două săptămâni am pățit inclusiv să-mi spună că nu mai e pe stoc. Dar după două săptămâni, știi? Da. Mi-a returnat banii, adică nu i-am pierdut, n-a fost o problemă. Pentru că au asta, dar n-am siguranța că se întâmplă. Și nu poți să știi dacă e adevărat sau nu, sau corect sau nu. Și ei tot soiul de păcăle și, cum să spun, e o bătaie de cap îngrozitoare. Să te apuci să te lupți cu ei, n-ai cu cine, trimiți mail. Mulți au niște telefoane la care nu răspunde nimeni niciodată. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă poți să plătești trambul, adică dacă e un site pe care nu-l cunoști, mai bine alege aia cu plată rambursă, corect, să vină curierul. În ceea ce privește inițiativa ANAF-ului, mie mi se pare de domeniul securității vechi. Știi? Adică acum ce o să facă? O să-i urmărească pe toți aia care plătesc cash? În România plătesc cash peste 60% din populație. Și ce o să facă? Dar știi ce urmăresc? O să monitorizeze peste 10 milioane de oameni? Să-i vâneze pe aia care fac vânzări cash și nu raportează banii. Vând, de exemplu, nu știu, pe Olex, habar n-am, vând neînregistrați. Okay. Și cer plata cash. Și nu eliberează factură și în felul ăsta eludează plata taxelor. Deci aia care au business-ul. Eu am înțeles că îi caută și pe ăștia care plătesc cash, da, diverse, ca să-i vadă de unde au banii. Nu. Îi urmăresc pe aia care... Deci tu când plătești cash la curier, curierul trebuie să raporteze. Corect. Domnul Pastia a plătit cash. Și ANAF-ul înțeleg că nu-i interesat de ce ai plătit tu cash, că ăsta e dreptul tău. Ci cui plătești tu cash? Adică la firma nu știu care sau la cutare care vinde nu știu ce. Ah, okay. Și câte ăsta vinde tot timpul, dar de câte ori vinde? Că dacă îți vinzi tu odată bicicleta veche, vinzi bicicleta copilului, că așa vrei tu să faci, atunci probabil că nu e o problemă. Dar dacă vinzi biciclete în fiecare zi și nu plătești taxe, atunci da, ar trebui să fii urmărit. Știrile Europa FM? Da, zi Luca. A zis bun. Bun, bun. Gata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.